Operatorii de turism din cele mai renumite stațiuni de schi din Europa s-au întâlnit în Poiana Brașov la Expo Ski, un eveniment turistic menit să stabilească prețurile pentru vacanțele de iarnă din stațiunile de schi din Alpi. Prețurile pentru destinațiile de iarnă au rămas la aceeași valoare ca și anul trecut. Acesta este și motivul pentru care numărul turiștilor români care au fost în Austria în primele 6 luni a crescut cu 7,7% față de aceeași perioadă a lui 2010, conform Oficiului Național de Turism la Austriei. Și în Europa putem găsi oferte speciale de genul stai 7 nopți, plătești 6. De exemplu, în stațiunea austriacă Breganz, un apartament de vacanță fără masă inclusă poate fi închiriat pentru un sejur cu vreo 260 de euro. Tariful poate crește pentru o persoană până la 500 de euro pentru o cameră dublă cu demipensiune în hotel de 4 stele. Evident că sunt puse în vânzare și vacanțe pentru turiștii de lux, care nu se uită la bani când vine vorba de distracție. Pentru cei care nu vor să schieze, există multe alte posibilități de distracție. Pot patina, călări sau doar se pot plimba în natură, pentru că avem o zonă extrem de frumoasă și foarte important. Cei ce ajung în stațiunea Caprun din Austria au posibilități multe pentru shopping. Să nu uităm că se apropie Crăciunul și Revelionul, evenimente pe care din ce în ce mai mulți români preferă să le petreacă în străinătate. Evaluările de până acum au arătat că, deși este criză, numărul turiștilor români care își vor petrece vacanțele dincolo de granițe va crește cu 35% față de anul trecut. Cele mai solicitate destinații sunt Austria, Elveția, Franța și Bulgaria. Reprezentanții ANAT au evaluat că aproape 65% dintre turiști sunt dispuși să cheltuiască între 350 și 650 de euro pe pachet, iar 20% între 650 și 1000 de euro.